Cu toții suntem atrași de mirajul Hollywoodului și râvnim la viața de lux pe care o postează vedetele pe rețelele de socializare. Însă nu toți sunt fericiți dacă își cumpără iahturi, domenii luxoase sau insule. De exemplu, Mick Jagger, liderul trupei The Rolling Stones. Deși are o avere estimată la peste 230 de milioane de lire sterline, refuză să își afișeze bogăția. În plus, cântărețul ar fi mărturisit pentru publicațiile americane că a fost învățat să nu facă risipă de lucruri, iar dacă ceva se strică, preferă să-l repare, nu să-l înlocuiască. Mark Ruffalo, sau Hulk, așa cum este cunoscut de iubitorii seriei Avengers, are o avere estimată la peste 30 de milioane de dolari, însă stilul lui de viață este pe cât se poate de modest. Actorul s-a retras cu familia într-un orășel liniștit din nordul New Yorkului, o comunitate de fermieri, spunând că aceasta este cea mai bună experiență pe care o poate oferi copiilor lui. Nici Eva Longoria nu trăiește pe măsura averii pe care o deține. Actrița a declarat că viața ei nu are nicio legătură cu personajul care pășește pe covorul roșu și nu se sfiește să iasă din casă nemachiată sau cu părul necoafat. Ba mai mult, Eva a mărturisit că duce o viață banală, de femeie casnică. Shailene Woodley, nominalizată la Globul de Aur pentru rolul din Divergent, ar putea trece cu ușurință neobservată pe stradă. Actrița a declarat în nenumărate rânduri că preferă călătoriile și experiențele noi, alături de prieteni, în detrimentul hainelor de marcă sau a restaurantelor scumpe. Ed Sheeran a fost declarat cel mai bogat artist sub 30 de ani din Marea Britanie, iar potrivit publicației Sunday Times Rich List, cântărețul ar avea o avere de peste 200 de milioane de lire sterline și deține un imperiu imobiliar în Marea Britanie. Totuși, Ed trăiește o viață modestă, merge cu metroul sau cu taxiul și cumpără produse la reducere.